De ce spun fetiță? Pe cum să spun altfel dacă vrei să pari mai tânără ca mine? Cum? S-a spart țeava de la bucătărie? Știu, eu am spart-o. Da. Intenționat am spart-o. Da. Cum? Pe ce-mi pasă mie că-ți plouă în ciorbă? Nu-i nimică. O să-ți ajungă mai multe zile. Și o să-ți cadă și colesterolul. Cum? Nu fac nimic? Tu ești proprietăreasa. De ce nu repar instalația de apă caldă din pot când plouă în casă, când ți-a lumea mai dragă? Inundație pentru inundație, tâmpito. Ascultă, ai niște castraveciori burgărești până la pensie. Dar la ce trebuie? Nu mă mai ține de vorbă, doamne, spune, ai sau n-ai? N-am, dar am niște cornișori. Cornișori nu, n-am nevoie. Ce-ai dracu cu cornișorii voi? Nu mai să încurcați lumea, sunteți buni. Nu, n-a venit încă. Păi aștept. Ei, parcă avioanele astea vin vreodată la timp. Da? Cum? Ți-aduce aminte ce băiat frumos era? Cred că a făcut ravagii acolo, în America, la grăsanele alea. Doamne, cât m-am zbătut să scot bărbat din el. L-am dat la toate sporturile, dragă. La scrimă, la patinaj artistic, la șac. Da. Cum? Ai dreptate. Da. Nu trebuia să-l dau la not. Nu. Nu, dar mai bine nu-l înfiam. Îl lăsam acolo la țară, la sormer, la măsa, să vadă și el cum trăiesc oamenii normali. Vai, ce m-am mai zbătut cu el. Doamne, nu era bun de nimic. De-aia l-am dat la teatru. Da. Poftim? Da. Ha, ce memorie ai. Da. Așa-i. Da, cel mai frumos recita Noi vrem pământ. Da. Cum? Am pus bluza aceea care am purtat-o la mormântarea tovarășului Macovei. Nu, fără toc. Nu pot să port cu toc. Da. E sigur că da. Acum mă gândesc ce coc să-mi pun. A, ce crezi, ăla de canast al meu? Hă? Sau ăla de vizite de lucru? A, gata, știu. Îmi pun ăla de congres. Da. Ți-aduce aminte ce se necăjeau aia din prezidiu care stăteau în spatele meu, că nu se vedeau a doua zi în presă?
cred că a sunat. Vai, te las. Cred că a venit. Ce mai faci, mamă? Bine? Bine. Ce mai faci? Bine. Altfel? Bine. Încolo? Bine. Parcă ai slăbit. A. Dar faci bine. Bine, bine. Dar, Matale, ce mai faci? Bine. Ești neschimbată. M-am schimbat și eu, uite. Câte puțin, așa. După vremile. A, așa e, am văzut că la voi lucrurile evoluează rapid. Vine unul la televizor, fraților, hău, am învins, poc, s-a schimbat regimul. Da, vine unul la televizor, fraților, am învins, poc, și a început catastrofa. Tanti, tanti, tanti. Vai de mine, vai. Te doare gura să-mi spui mamă. Nu, eu te-am crescut. Ba da, dar dacă nu ești mamă biologică. Cum ai spus? Biologică. Biologică. Foarte frumos vorbesc despre maică ta. De parcă aș fi moartă. Mamă, tu m-ai omorât. Cu zile m-ai omorât, cu zile m-ai omorât. Tanti, tanti, dacă încep cu chestia asta, pe cuvântul meu, dacă nu mă ridic, iau avionul și plec înapoi de unde avem. Și Dumnezeu, că n-aveți să ne certăm. Vai de mine, ia, să nu vorbești așa ceva. Pentru că eu mi-am omorât salele să-ți pregătesc atâtea bunătăți și asta ar mai lipsi să pleci. Ia te rog, știi? Dom'le, da... Ce? Ce frescă ți-ai tras pe aici? Ai luat zugrav de la Uniunea Artiștilor Plastici. Asta este instalația de apă caldă din pod. Da. Da, să știi că e și frumos. Da? Mie îmi place, are stil. Da? Da. Mie mi-a plăcut prima, să vezi ce stil. Ia, servește-te, te rog. Da, da. Ok? Ok. Hopa! Văd că ai început să vorbești engleză. Păi dacă mă uit la atâtea filme americane, am învățat și eu niște expresii de bază. Shit motherfucker. Dar ce băgăjel drăguț. Da, îți place? Da, îți încape ceva în el? Îmi încape tot ce-mi trebuie. Da, da. Ne spun eu. Cadouri. Era să uite.
Tanti? Da. Eu ți-am pregătit ceva mai special, că știu că Matalia e de toate. Hai de cadă. Ia să vedem cadourile. Cadourile. Ești gata? Da. Ești gata? Da. Papuci! Papuci? Papuci pentru tantia mea când te duci la piscină. Ce băiat are mama, ce băiat, cum ai ținut tu minte ce număr porc? Păi nu, că ăștia sunt unii număr și unii sex, n-au... Sunt de la sex shop? Ce sex shop, dragă? Să știi că eu așa ceva... Fii serios? Doamne ferește! Mă, tăi nu știu ce scrie aici pe eu. Ce faci? Delta Airlines. 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 Delta Airlines. Da. Mă, tăi știi ce e asta? Nu Delta știu. Airlines. Nu, nu știu. Asta e o rețea de buticuri de lux în aeroport. Nu mai marfa întâia, adică pentru doamne, sigur. Da, atunci... Delta Airlines. Să le încerc să vedem. Ia, doctor, ia să vedem. Ia să văd. Ia să văd. Ochelar! Da? Ochelar, ochelar pentru toată. Ochelar. Ia, ia. Eh? Ce fel de ochelari? Că eu nu văd nimic. Ăștia sunt ochelari special pentru bronzaj. Când te duci la piscină să nu te deranjeze la ochi, soarele, lumina. Eu la piscină. Da? Plus o pereche. Tati, ești gata? Da, dra. Ce? O pereche de... Ce? Căști. La ce sunt buni? Căști, dragă, le pui așa, uite, poc. Poc? Și acum te plimbi cu ele prin casă. Eh? Cum e? Cum e, Tati? Eu n-aud nimic. Zic, cum e? Cum e? Ce ai spus? Cum e cu căștile? Cum e? Este, eu știu. Astea sunt speciale pentru relaxare. Da? Și da. După ce mă relaxez, ce fac? Le scoți. Gata, m-am relaxat, să știi. Ia uite, domnule, salam de Sibiu. Păi ăștia mai fac salam de Sibiu? Ai uitat tu? Ai uitat? Păi schimba gustul. Ne las, haide, ia gustă mai departe. Ia și puțină salată bef. Da? Ia să vezi ce bună. Da, piftie ai? Da, din Adidas, fără coadă. Hai să ciocim cu pahar. Hai. Ia. Da. A fost greu drumul, da? 12 ore. E, ce să faci? Lasă-mă pe mine. Da. Nu mi-ai spus? Da. Ce mai face unchiul Plătici? Un nenorocit. M-a părăsit. A plecat după ailalt. Mi-a spus că l-am obligat să fie secretar cu propaganda pe institut. Un nenorocit. I-am dat și Dacia. Să dea Dumnezeu să se punească într-un stâlp. Eu am reținut casa. Deci, el e la ecologiști cu o normă întreagă, iar la Partidul Pensionar le-ai plătit cu ora. La amândouă partidele este responsabil cu doctrina. Auzi, el cu doctrina. El care n-a înțeles niciodată tezele din Iulie. Doamne, un nenorocit. Degeaba l-am făcut responsabil cu propaganda. Păi stai un nenorocit. Păi, de ce zici? De ce degeaba? Păi dacă acum e doctrinist? Vai de mine, băgala și-n măsa de doctrinist. Da. Doi, dar văd că ai început să vorbești mai colorat. Da, fuck you. Tanti! Da? Ți-ai făcut bucătăria americană? Ce mi-am făcut? Păi văd că ți-ai unit aici, living-ul cu bucătăria. Nu? A. Păi da ce? A trebuit să renunț, pentru că la un etaj am rămas, înțelegi? Dar cât m-am zbătut să capăt casa asta, cu sânge am căpătat-o. Of, Doamne, proprietarii ăștia sunt cea mai rezistentă rasă de pe fața pământului. Au înviat cu toții și și-au revindecat casele. Dar eu n-am muncit o viață. De la 16 ani
Mă sculam dizi dimineață ca să ajung mai repede și la timp, acolo, la servicii. Mm. Ei, eram țesătoare. Ei, ce era mai frumos pe atunci pentru o fată de la țară fugită la oraș? Numai că pe mine nu mă interesa asta. Nu-mi plăcea să țes. No. Eu mie îmi plăcea să cânt, să dansez, mai când îmi aduc aminte acolo, la Casa de Cultură, era așa, ia stai la balada, ia o crânță, o vida la Nicolaia Maloța, Nicolaia ca mie podcune, o cicare mie mi scode, să mai vă, dar să belă vă lița, nu, nu, Nicolaia ca mie podcune, o cicare mie mi scode, să mai vă, dar să belă vă lița, nu, da. Tropetăreasă, o nemernică, a spălat vase în Occident și acum face pe cucoana când s-a întors acasă. Stai să vezi ce-i fac. Tanti, nu cred că-i cazul. Lasă, lasă, stai puțin. Alo? Ce-i, fetiță? A început să-ți pută folclorul? Ce face? Chem mascații? Dar ce e carnavalul din Rio, dragă? Ia lasă asta, să-ți dau o veste extraordinară. Ascultă, s-a întors nepotul meu din America. Lasă, dragă, de la Hollywood. De la Hollywood, ce-i spune? Poftim? A zis că ce-i pasă dacă te-ai întors tu? De ce simplu? Asta e treaba, nu. Fă nenorocită. Ascult, o să vezi tu pe dracu. Când o să cumperi el tot blocul. Și o să te dea iar afară. Te învăț eu! Te învăț eu să disprețuiești folclorul. Tâmpită ce ești! Nu vrei puțin apă plată? Da, de care e? Dai puțin. Cum o să bem apă? Acum? Când ai venit, dă-mi puțină vișinată. Nu știu cât s-a priceput ea la chimie, dar avea cea mai bună vișinată din tot CC-ul. Uite, asta am păstrat-o că mi-a trimis-o de ziua mea. Da. Da, cadou. Așa era ea. Întotdeauna făcea... Lasă că... Făcea cadouri numai lucruri din casă. Foarte economă. Ca și tine. Uite ce este. Tu știi că noi tovarășele ne luam una după alta. Își punea una coc. Noroc. Sănătate. Ne puneam toate coc. S-a apucat una de chimie, ne apucam toate de chimie. Așa e că e bună. Eh, și altfel cum îți merge? A, dacă sunt la zi cu întreținerea, îmi merge foarte bine. Eh, hai, hai, că am văzut că v-au făcut niște pensii de zeci de milioane. Unde ai văzut asta? Arătă cum te prostii, jos în față, scrie jos la... Jos, dragă, cum intri? La vizier? Așa, pe matalea e 46 de milioane. Asta nu-i pensie, uite, e întreținerea. Pe bun? Vai de mine. Ascultă, acolo în America, voi aveți comitet de bloc? Nu. Da, de scară. Nici de scară. Ei, asta înseamnă că e mare, e mare aireală la întreprie acolo, la două, la întreținerea aia. De-aia se pofilează toți negri. Să știi, da. Știi. Uite că, să știi că la noi este ordine și disciplină. Da. Te rog, servește. Și oamenii ce zic? Lumea. Vă mai urăște? Pe mine? De ce mă? Eu m-am purtat și înainte. Foarte frumos cu toată lumea. La câți oameni de cultură și artă
Am dat eu aprobări de mașină, să am dat Dumnezeu atâta să-ți ani de viață. Și acum să știi că toți ăștia sunt dizidenți. A, dar am vrut să te întreb, nu știu, nu te-am văzut în niciun film. Ce ai făcut acolo? Că nici măcar pe generic nu erai trecut. Păi, nici n-aveai cum să mă recunoști, că mi-ai schimbat numele. Ți-ai schimbat tu numele nostru? Nu, nu, tanti, în acte, în pașaport mă cheamă la fel, dar ca artist nu mergea, nu mergea. Ce e aia? Vasile Plătici. Aha. Și cum te cheamă acum? Acum? Da. Matthew Rodriguez. Matthew Rodriguez? Păi nu seamănă așa americanește. Mai mult seamănă cubanez. Păi, a fost ideea impresarului. Da, 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 scuză-mă, da, servește-te, te rog, mănâncă. Doamne, telefonul ăsta. Alo, da? Da? Eu sunt, da? Floarea Plătici, la telefon. Poftim? Sigur că am, da. Cifrele, sigur. 8.000 kilograme la hectar. Aolo, scuzați-mă, astea sunt cifrele de anul trecut. Un moment, că am aici un registru la dispoziție, o să mă uit puțin. Am găsit. 12.500, e bine? Da. Da. Păi la boabe de porumb anticipăm 15.000 la kilogram la hectar. Da. Poftim? Păi dacă plouă scoatem dublu, dacă nu plouă scoatem triplu. Da, da. Și hai să vă amia, da, să vă spun la rapiță. Fahar. Batem recordul. Sigur. Acum? Dar nu pot, mă scuzați, am mosafir la masă. Lăsați pe... Și-a venit aseară mama din sătucui de departe ca să-și vadă ea flăcăul astăzi, domn, cu multă carte. E bine, da? Nu, vă rog, dar înțelegeți... Vă rog frumos, vai de mine, vai de mine. A venit așa la ușă, grabnic i-am ieșit în prag, mi se umezea privirea de iubire și de drag. Tovarășul, Mincă. Mincă? Nu, nu ți-i minte? Mincă, Mincă, Mincă. Mine de la agricultură. Mincă! Da, de la agricultură, ministrul de la agricultură. Ce cu el? Ce să fac? A căpătat o cădere nervoasă. Da, n-are bani de antidepresive și îl tratez eu. Cu raportări. Tot milul ăsta ai rămas. E. Păi, ma tale, tanti, se poate spune că ai fost întotdeauna un comunist de omenie? Să știi că am fost. Veneau la mine acolo... Da, pictori, da? Și numai pictori adevărați, nu Jagardele. Pictori de aia care pictau 2 pe 3 metri. Vai, știi cum îl faceau pe el? Eh? În toate felurile. Hai că nu pot să cred. Pe cuvântul meu. Era Mircea cel Mare. Ah, pictau. Îl pictau, sigur. Mircea cel Bătrân. Așa, i-au schimbat și lui numele, drag. Cine, tot impresarul? Nu, Consiliul Culturii. Apropo, ce mai face tovarășul Zamfir? Bine, lucrează la Senat. Da, tovarășul Grigore? Bine, lucrează la Senat. Da, Stoierescu? Bine, lucrează la Senat. Și mai era unul mic, așa, unul mic al dracu tot timpul. Matei? Bine, lucrează la Senat. Toți lucrează la Senat. Care nu lucrează la Senat înseamnă că a murit. Da. Servește-ți zice loc. Să rămân. Da. Totuși eu tot mă întreb și nu mi-e clar cum de nu te-am văzut în niciun film și eu mă duc în fiecare săptămână la mall.
Acolo dă toate filmele. Tanti, din păcate la noi producătorul are Final Cut. Cine? Ce-i aia Final Cut? Ultimul cuvânt. Domnule, în America, până nu vede producătorul filmul, da? Tu nu știi dacă apar sau nu apar pe ecran. Aha. Dar uite, îți spun sincer că dacă aș fi dat aia premiul Oscar pentru cea mai bună scenă căzută la montaj, eu le luam pe toate. Da. Nu, aș pune-mi, te rog. Mm. Tu... Nu te-ai însurat, nu? Am avut timp. Ai avut timp. Dar ce, Matale, te-ai recăsătorit? Păi după plătici, mi-a mai ars mie de bărbați. Dar să știi și ce am făcut. M-am adresat la o agenție matrimonială. Nu mă repun. Așa puțin, da, da. Așa, ca să mă lesnească o întrevedere. Am plătit taxă, am ales o poză. Vai, știi cum era aia? Așa unul, parcă ziceai că-i cuză. Și ce să-ți spun eu, le-am dat o fotografie de la Festivalul Tineretului din 53. Când eram, știi, era... Ei, ce să-ți mai spun, ne-am pus o pălărie frumoasă, m-am făcut elegantă și am plecat la întâlnire. Peste cine crezi că dau acolo? Peste cine? Peste Pantelică. Nu se poate. Peste... Șoferul nostru. Pantelică. Vai să vezi ce elegant era îmbrăcat. Era din ăla costum, cum se zice, Armandil. Armand, da. Avea o șosete de nylon. Aha. Și un cioc așa. Un mic, 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 așa, da, cioc. Stătea picior peste picior. Și mesteca. Ce? Gumă. Asta înseamnă că e patron. Patron? Să vezi ce întreprindere de pompe funebre are. Da? Numai pentru foști. Ca să te îngroape trebuie să ai o legitimație specială. Ca, cum aveam noi aia când mergeam la complex la Snagov? Păi legitimațiile alea erau netransmisibile. Păi așa au și rămas. Da. Vă să zic că pe o legitimație se îngroapă așa, titularul și doi însoțitori. Înțelegi? Vai, face niște mormântări de granda, cu tot acâmul. Dom'le, cântă internațională, vai, cor de pionieri, auzi așa, salve de tun odată, pau, dacă, pe cuvântul meu, colivă ecologică. Vai, și niște de nea cuvântări, vai, extraordinar. Știi cum? Ce să-ți mai spun? Extraordinare sunt. Da. Să știi că nu se îngroapă acolo decât foști miniștri, șefi de gabinet și pensionari de la gospodăria de partid. Ciocli sunt foștii plutoneri de miliție. Știi că ei știu cum să se comporte cu un mort. Da, nu? Ca să nu-i rămână urme. Da. Deci, da. Pantelică s-a procopsit. Da, dar să vezi tu pe cine am mai angajat. Pe cine? Pe Pichi. Nea Pichi, frizerul nostru. Bani, sigur că da. Știi ce face la Doamnele Moarte? Permanent. Uite, tanti, ăsta e permanentul permanent. Da. Te rog să mai servești. Da, da. E bun, bun? Da. Stai să-ți mai întoar puțin. Nu mai. Lasă că stă. Ia, ascultă. Ce să-ți spun? De ce nu te-am văzut eu tot timpul acolo? Nu știu. Da. În film. Lasă-te. Da, ce e? Și cum e cu Pantelică? Zic că... Ce să fie cu Pantelică? Cum s-a terminat? Păi ce să termine? Că nici n-a început. N-a început. Adică tu mă vezi încurcată cu șoferii. Ia, da. Te rog frumos. Ei, doamne. Da.
E, tanti, da. Eu mă duc să fac un pipi. Păi după atâta apă și clic. Asta e. Ce? Da, WC-ul e tot acolo? Ce crezi că mi-am făcut WC-ul american? Da. WC-ul nu l-a revindicat. Revendicat. Am spus, revindicat. Acum s-au trezit toți că vor pe dracu și pe lacu înapoi. Înainte, unul n-avea pământ de te întrebai dacă au existat chiaburi. Păi de existat au existat, dar ați terminat voi pe toți? E, uite că nu i-am terminat. Dacă s-ar da tot pământul revindicat, România ar fi mai mare ca America. Spune-mi, Vasilică, am auzit că acolo, în America, lumea se droghează. E adevărat? Nu mai mult ca în altă parte. Dar tu te-ai drogat puțin, așa? Să nu mă minți. Câteodată. Foarte rar. Da? Rar. Mai mult ca să-mi intru în rol. Aha, da. Spune, te rog, se spune așa, dar ce simți? Păi te simți... Cum? Hai! Adică? Te simți într-o lume... Într-o lume perfectă. Da, acum... Tu te mai droghezi? Acum? Da. Nu. Te rog frumos să mai servești dacă ți-a plăcut asta. Că până termin tu mă duc să îți aduc felul 2. Da. Ceva ce n-ai mâncat niciodată în America? Ia zici tu. Tanti, nu cred că există ceva ce să nu fi mâncat eu în America. Bine. Grătărel cu cartofi prăjiți. Hai să vezi. Grătărel cu cartofi prăjiți. Da. În America. Da. Niciodată. Tot, să știi că nu-ți dau dulcele care l-am, că am un dulce. Ce? Bomboane de pom. Știi că după 89 n-am mai apucat să fac brad și atunci ele s-au întărit. S-au udat. Da, dacă le punem într-un pahar cu apă până când termin felul 2, se moaie. Da. Nu m-ai întrebat ce mai face Sanda. Nu te-am întrebat ce mai face Sanda. Cât a suferit femeia asta când ai fugit din țară. Cât te-a iubit fata asta. Și ce accent englez avea? Vai, ce accent extraordinar! Auzi, mai bine avea accentul mai prost și țâțele mai mari. Nu fi porc. Mai, să știi că ea acum are servici. E? Da, e la o casă de... Schimbă acolo, casă de la evaluator. La o casă de amanet. Aha, da. Evaluator. Evaluator, da. Să știi că e ceva foarte interesant. Când nu sunt clienți, poți să-ți probezi
un colier, un cercel, un inel, o brățară. Iar clienții care vin, tot timpul au impresia că trebuie să povestească câte ceva. Știi de ce? De ce? Pentru ca să nu se creadă că sunt pe drojdie. Dar de unde ai învățat tu amănuntele astea psihologice? De la Sanda, da? Noi ne întâlneam mereu întâmplător, da? Dar să știi că nici nu s-a măritat. Ghinion? Arată foarte bine. Ai alta pe conștiință. Pe cine mai îndrăgă pe conștiință? Pe mine. De ce ai fugit? Nu ți era bine aici? N-aveai tot ce trebuie. Se făceau filme și la noi, se juca teatru. Ție nu ți-a lipsit niciodată nimic, pentru că nouă niciodată nu ne-a lipsit nimic. Eu nu știu. Cum ai fugit tu din țară? Nu știu. În not. Să nu fii obraznic. Ți-am spus atâtea ori. Atâta timp cât mănânci la mine în casă. Să nu fii obraznic. Da, păi atunci cred. Nu pleci nicăieri. Stai jos. De 15 ani aștept momentul ăsta. Și nu o să pleci când îți vine ție pe chelin, că nu suntem la teatru. Nu înțeleg cum ai putut să pleci din țara în care te-ai născut. Ai învățat, ai crescut. Ce se lipsea? Mie nu-mi lipsea nimic mie, dar ăilalți... Dar îi bag în masa pe ceilalți. Ce am eu cu ceilalți? Și eu i-am înfiat pe toți, eu te-am înfiat pe tine. Și cu ce m-am ales? Numai cu belele. Nu știi cum au ajuns frații tăi. Niște neisprăviți. Mai bine te lăsam acolo? Păi poate că era mai bine. Da, poate că era mai bine, dar ce ajungeai tu? Văcar, cioban, tractorist? Nu știi cum au ajuns ei? Niște nenorociți, niște bețivi. Poate ori fi mai fericit așa. O să fie mai fericit, dar tu nu erai fericit aici. Aici n-am fost niciodată, uite acolo am fost. Acolo? Acolo am fost fericit. De ce ai fost fericit? Când jucam cu doi oameni în sală eram fericit. Cu doi? Da, eram fericit, poți să înțelegi chestia asta? Și ce jucai? Ce contează ce jucam? Ce contează ce jucam? Contează că m-am dus să fac un lucru pe care nu-l puteam face aici. Da, că nu se putea. Sigur că da. Ești un ratat. Asta ești! Am pompat bani în tine. Profesori, nu s-a legat nimic de tine. Meditațiile la engleză mi-au folosit. Da, meditațiile la engleză ți-au folosit. La asta ești bun, să fii obraznic. Să spăl vase, sunt foarte bun. Da, sigură! Că mă scoți din minți! Eu cum m-am zbătut singură și am răzbit fără să mă ajute nimeni. Și tu ți-ai bătut joc de viața ta. Și acum își bate joc viața de tine. Vorbe mari, da? Vorbe. Lasă că mă uși eu la câte telenovele văd ca să nu mor proastă cum mă crezi tu. Alo, da. Da, madame. Poftim? Nu pot. Nu pot să par din la comemorare. Am ce să mănânc și acasă. Da, madame Betty. Vă rog, nu insistați, nu vin. Lăsați că vă resun eu. Când ai fugit din țară, toți mă ocoleau.
de parcă aș fi fost ciumat. Să ajung eu să completez rubrica rude în străinătate. Ce era mai jignitor pentru mine? Eu care am urât pe trădător, care am fugit din țara în care am crescut. Au avut dreptate tovarășii mei. Da, să mă dea pe linia moartă, la secția scrisori acolo. Vai, când mă gândesc, doamne, vai ce înjurături suneau să vă ia dracu pe toți cu partidul vostru. Vai, dar cum îi scăleau, uite, un colectiv de femei și îi scălea Vlad Țepeș. Doamne, câtă imaginație! Vai de mine! Am vrut să te desfiez. Da, prea târziu. Până m-am hotărât eu, m-au desfiat pe mine. Cum adică? Adică te-au exclus? Nu, m-am ales cu un vot de blam. Dar mai bine îl lăsam să mă exclude. Eram și eu azi dizidentă. Asta că îmi dădeau ei un post foarte bun, da. Acolo la femeile savante sau la fundația de Profundis. Mai bine m-aș fi sculat la cel de-al 14-lea congres și-aș fi spus: gata, tovarăș! Ajunge! Tanti! 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 Vai ce mai speria! Vai ce mai speria! Hai la masă să-ți fac o cafea! Lasă, știu eu hai de că... ce vrei! Știu eu de hai ce vrei sus. Să-mi dai cafea! Hopa! Că nu sunt încă! Încă nu sunt! Noi am fost învățați cu tăvăleala! Și dacă totuși se rupea filmul, aveam noi metoda noastră grabnică și sigură. Știi cum se chema? Trezirea la realitate. Era foarte simplu. Repede la baie, două dește pe gât și erai ca nou. Pe cuvânt. Și ai folosit-o des? Nu eu. Tovarășii, ei, frecvent se trezeau la realitate. Da. Tot tovarășii ați rămas. Ei, unele, altele au devenit doamne. Doamna Betty, de la telefon. Elisabeta Soare, de la cadre. Da, să vezi. Asta nu era proastă aia cu coc? Da, toate aveam coc. Vai, asta, știi ce? Extraordinară e. Și-a făcut firmă. Da. Servește mâncare caldă pentru cei săraci. Da. Și are clienți? La senat. Vai, da.
te-ai prins, mă? Bă, deștept ești, mă. Deștept ești tu. Sună la ușă, tati. Mai, mai, sună. Stai, lasă. Eu mă duc. Stai los. Tanti. Ei, Doamne ferește. Da, 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 da. Vin, vin. Cine e? Promoție. Ce promoție? N-am fost în nicio promoție. Eu de la 16 ani muncesc. Da, doamne, dar cum ați câștigat? Ce să câștig? Că nici n-am jucat. Auzi, auzi, ce că am câștigat și n-am jucat. Promoție la deodorant. Ce deodorant? Îți dau eu ție deodorant să n-o poți duce. Pleacă de aici. Șterge-o. Până când nu chem poliția. Ai, beată. Ai, tu ești beat, porcule. Ia pleacă de aici. Stai. Du-te și sună la aia de jos, la parter, că o interesează. Doamne ferește. Ăstea îi pute tot. Promoția lui Pești. Știi că săptămâna trecută tot așa am câștigat la o promoție. Un pliculeț de cafea fără să fi jucat. Și când a venit individul, știi, până când i-am adus să bea un pahar cu apă că mi-a cerut, a dispărut cu aspiratorul și cu pleculețul de cafea. Mi-ai spune, nu? Tu știai de aspiratorul ăla? La mare... Ce bine trăgea! La mare verde, dar nu știu. Da, nu-l mai am! Nu-l mai am! Nu-l mai am! Oh. Doamne, doamne! Oh, da! A, ce e? Ce e? Mă țin să te întreb, de când am intrat pe ușă? Că? Cu ce deodorant te dai? Ai simțit, da? Dați-i minte cu ce vă dădeam? Cu deodorantul Bob, da. Căpătați parfum de... Snob! Nu l-am pus în prima bag. Mea reclamă. Da, vai, vai, ce băiat drăguț. Doamne, n-am putut să-l bag. Da, de aia ce? De la comerț tovare și nu le-a plăcut cuvântul snob. Da, nu le-a plăcut. Dar în altele mai țivite. Da, dar nici pe alea nu le-am băgat să chinezești, la tine și chinezești, te clizești, te clizești. Și mai era unul. La creveții vietnamezi te holbezi și te holbezi. Vai de mine. Ce talent aveam. Aveam mare talent. Ai ce mare. Talent. Păcat că nu te-ai băgat acolo. Publicitate? În publicitate. M-am băgat cum am ajuns. Da? Da, am preferat să joc în sporturi. Aha. Pentru că era mai comod. Asta e pe tine. Știi ce te-a stricat? Mm. Comoditatea, bă. Și ce băiat drăguț era. Băi, ce băiat. Știi că... stai puțin. Să-ți arăt albumul. Mai ai albumul? Mai am albumul, băi, strad, băi. Adu-l încoace. Da, 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 da. Vai de mine. Ia uite. Uite, băi. Ia. Albumul, băi, da, da. Uite, băi, de, băi, de. Aici. Ia. Aici. Aici. Băi. Carlo Vivari. Carlo Vivari. A, da, da. Băi. La băi eram, da? La băi. Auzi? La băi acolo beam numai ape și vodcă. Eu nu beam ape. Nu. Nu. Mirosea prea urât, puturos așa. Dar vodcă nu, vodcă. A, băi, tași de gură. Tași de gură. Stai să mă așed. Uite-l pe ochii plătiți. Ia uite. Mamă, dar ce față serioasă avea. Da, se gândea la del dracul. Haide, băi. Ia. Ia. Aici sunteți pe trepte la... Stai, unde? Stai, stai, stai. Moscova. Hă? Da, da, mauzoleul lui Lenin. A fost frumos, băi. Păcat că era închis. Mm-hmm. Îl toaletau. Mm. Dar am fost la circ. Mm. Băi! Fac rușii ăștia un circ. Fac. Extraordinar. Aaa, uite ăsta sunt eu. Tu ești, da. Eu, la 9 ani, pe plaja de la Neptun, da. În piele goală. Așa. Mulțumit. Da, aici. Cine aici? Va. Varadero. Asta în Cuba. A fost frumos. Dar mă tare, de ce n-a părut în poză? Păi eu n-am fost în Cuba. Dar mi-au trimis tovarășii
Uite, vederea asta, drept amintire. Da. Și am pus-o aici. Da, frumos. Da, da, da. Ia, uite, iarăși eu. Eu, la 10 ani, tot pe plaja de la Neptun, da, tot în pielea goală. Vai, dar era soare, vară, cald. S-a plăcut. Da, da. Aici ia, ce din nou plătici, bă, hai, lasă-l. Lasă-l, da, dracule, acolo. Da. Așa. Tale, cu tovarășul Zalfir. Acolo, bine. Tu. Da. Ce-i asta? Tu. Eu, da, la 12 ani, pe plaja de la Neptun, da, în palton. Da. Păi, dacă ai făcut tu să mă gărească, păi ce, puteam să contaminez tot CC-ul de acolo? Nu, să mă dea acolo la atentat împotriva ființii naționale? Ți-ai bătut joc de mine. Ei, mi-am bătut. Ți-ai bătut joc de mine. Ei, da. Ți-ai bătut joc de mine. Ce vorbești? Până mai put până la 14 ani să recit, noi vrem pământ în puța goală. Hai bă, la mă! Hai bă, hai de tanti, toți copii aveau pe un short, o trebuie pe ceva, nu mai am puța goală. Noi vrem pământ! Vai, gata! Ți-ai văzut toată copilăria, n-am făcut decât ce ai vrut tu. Decât ce ai zis tu, când eram pe WC-ul, vorbeai cu mine să nu fac prostii, când îmblai ghiozdănerul. Gata! Ajunge! Ajunge! Vai să mă ridic puțin. Aoleu, ce mă dor picioarele, aoleu, au făcut varice, de atât a ridicat la aplauze, doamne, aoleu, doamne. Ăștia de acum nu vor să-mi recunoască varicele ca boală profesională. Și mai vorbesc de drepturile omului? Noi! Noi! Da, la drepturile omului. Unul nu s-a plâns pe vremea. Dar și care s-a plâns? Păi la ce? Pe vremea mea se ducea cineva la Strasburg. Acum una, două, care să scoală unul așa cu curul în sus, pac la Strasburg. Doamne ferește-mă, dacă te gândești, eu nici nu știu unde era Strasburgul ăla. Ultima dată îl mutaseră prin Franța. În Franța, da. Atunci, într-adevăr, este pe aproape, la Europa. Așa. Auzi tu, să duc acolo unii și șterg dreptate peste judecătorii noștri. Până unde s-a ajuns? Cu amestecul în treburile interne. Până unde s-a ajuns? Da, lasă, gata. Ascultă, mi-am adus aminte. Auzi? Eram odată acolo în concediu la mare. Și ce crezi că am vrut să fac? Am vrut să ascultăm muzică țigănească. Ce crezi că am făcut? Ce ați făcut? Am trimis băieții să ne aducă lăutari. Știi cum i-a săltat? Din spectacol. Da. Auzi, țiganii au spus unde au ascuns tot aurul. Fără să-i întrebe nimeni. De frică? De frică? Vai, am avut noroc că au dat peste niște oameni cinstiți, dar boi. De ce? Au uitat să aducă microfoanele. Și ce ați făcut? Păi ce crezi că am făcut? Nu. I-am pus să cânte acolo la instalația aia de la mașină. De la bun? Vai! S-a oprit toată circulația. Am dat drumul la Giraunfar. Vai, vai. Ziceai că discoteca în aer liber. Ce ne-a mai distrat, doamne? Dai. Ce ne-a mai distrat? Tanti, nu, e târziu. E târziu. Stai puțin, vezi. Să vezi ce vreau să fac.
Dante, e târziu. Lasă! Tocmai că e târziu. Stai, ce rubărare. Apa. Doi. Păi da, știu, de-aia te-am sunat că-i târziu. Bă, poșorogule, bă. Să vă ia dracu cu rapița voastră. Bă! Auzi, auzi, vreau să-ți spun că anul ăsta nu s-a făcut fir de greu. Adică e, da, o să împrumutăm de la francezi, da, un milion de tone, nu? Nu, nu, mai bine trei, da, trei? Porumb, da, luăm de la americani, da, auzi? Alo? Alo? A început să horcăie. Alo? Așa se vorbește o conversație la telefon cu o femeie? Bă! Mai ești pe fir? Alo? Nu se mai aude nimic. Alo? Gata. A zis cu el. Să-mi aduce aminte mâine dimineață, să-i dau telefon lui Pantelic. Noi am rămas în relații de afaceri. Cum moare unul, 10% comision. Auzi? Te rog frumos să și acum să mă gândesc. Ce coc să-mi pun la mormântare? Aoleu, tanti, tanti, dacă ai ști cât am urât eu cocurile alea, vai, Doamne! Tu erai o femeie frumoasă. Ce nevoie aveai de coc? Lasă că toți erau buni la ceva. La ce? Țineau de cald. Așa, așa a fost. Ziceai că mă urâțeau? Ia uite, acum mă duc să văd ce coc să-mi pun. Uite ăsta. Ăsta pune la canastră. Aoleu. Era bine? Aoleu. E urât? Leacă domnule cu porcării. Da, da, dracule. Salarul e veres. Da, dracule. Da, ăsta. Ăsta era la vizite de lucru. Ăsta e aici. Mai urât. Mai urât. Leacă domnule cu iudă aici. Și ăsta fie țară, dracule. A, ăsta era la congres. Era bine? Asta e mai rău decât tot. Firăță, râgăță. Doamne, cocurile mele, doamne! Haide, capul meu! Lasă-le, doamne! Tanti! Lasă-le, doamne! Haide, capul meu! Mă, la oracetul, ia mâna de pe ele! Ia mâna de pe ele, nu-ți topă la tine acum! Am plecat, s-a dus, gata. S-a dus, lasă-l. Lasă-l, tanti! Nu vreau! Lasă-le, domnule! Nu vreau, domnule! Lasă-le, domnule, odată, gata! Tocurile mele! Doamne, tanti, tanti, tanti! Vasilic! A? Tu ai vorbit serios, Adineauri? Când? Când ai spus că
că am fost femeie frumoasă. Pentru mine ai fost frumoasă. Mai cânti? La realitate. Vai, vai, vai. Hi, baby. Yeah, it's me. I've tried to reach you before. Yeah. No, she's here. She's all right. Yeah. Mm? 2 hours ago. Yeah, she's fine. No, I didn't. I will. I promise. Of course. Of course I do. Now? Yeah. I miss you too. Honey, No, in a hotel. Mm-hmm. Yeah. Maybe a week. I don't know. Monday. Yeah. Of course I miss you. Honey, she will be here in a moment. Please do not call me here, yeah? No, but she's... I will. I promise. Okay, gotta go now. Please. Of course. I love you. I love you too. I love you double. Bye. 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 Noapte am avut un coșmar. Se făcea că am uitat tezele din iulie. Domnule, m-am trezit și n-am mai putut să dorm. Păi și ce ai făcut? Ești tâmpit? Am repetat leșniu pe de rost. Vrei să-ți spun? Uite așa. Tanti, în casa de bolori. Ia uite. Ia, vezi că am viat mincă. Lasă că mă duc. Yes. Yes. Floarea a plătit speaking. Speaking. Tanti, cine e? Hello. Vai, vorbești o engleză, că nu pricep, că știu că te lasă-mă să vorbesc la telefon. Alo? Hello? Who is acolo, dragă?
lui Is acolo, te întreb. Harry, care e Harry? Mine, tati, e pentru mine, lasă-mă, lasă-mă să vorbesc eu la telefon. Harry, care Harry? E pentru mine, domnule, nu ți-aș fi hello! You love Matthew. Ah, Matthew, de tine e vorba. Dar you love me. Cum adică? Tu ești... Cum nu o să înțelegi? Ce ai făcut? De unde atâta tanti, dovadă? Tanti, te rog frumos. De dragoste. Te rog frumos. Să... Nu vreau să discut despre asta. Vai de te mine. Rog frumos, nu vreau să discut subiectul vreau ăsta. Vreau te rog... să mărturisesc tot ce ai făcut. Pentru numele lui Dumnezeu. Vreau să știu când sunteți singuri. Cine vă gătește? Cine vă spală? Cine vă calcă? Ce ai făcut? Vai, ți-e rău? Nu te simți bine? Nu știu, ai răcit? Te dor plămâni? Din cauza drogurilor? Da. Ah. M-am prins. Joci teatru. Pentru un singur spectator. Pentru mine. Am văzut eu în filme cine joacă homosexual, bolnav de sida sau drogați, iau premii. Ei, vrei să te iert? Da, să știi că te-au crezut. Gata. Te-am iertat. Acolo pur și simplu muream de foame. Știi cum e să mor de foame? Când mor de foame și nu cunoști pe nimeni. Așa l-am cunoscut pe Harry. Harry! M-a salvat, mi-a găsit ceva de lucru și pe urmă am început să primesc câteva rolișoare, pe urmă chiar roluri. Mergea bine. Și tot atunci am început să iau heroină. Dar mă simțeam bine, mă simțeam... Mă simțeam într-o lume perfectă.
Până într-o zi când trebuia să fac niște analize pentru asigurare și atunci au... Adică atunci mi-a... Și atunci m-a gândit să vin la dumneata. Mi-am dat seama că dumneata ai fost singura care a ținut la mine. În felul dumitale. Dumneata și Henry. Henry ăsta... Vrea să învețe românește pentru mine. A fost drăguț. Să nu mori, mă. Să nu mor. Spuneai de o lume perfectă? Aș lua și eu o heroină de asta. De ce? Ca să văd cum ar fi fost în comunism. Tanti? Da. Eu nu cred că are un efect așa puternic.